Miercuri 26 ianuarie, municipiul Sighetu Marmației trebuia să găzduiască conferința cu tema Mihai Eminescu, martir al spiritualității, inițiată de Laurian Stâncescu, poet, istoric, literar și jurnalist. Din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul cultural care trebuia să se desfășoare la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației a fost amânat pentru o altă dată. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi doamnei Ana Blandiana, colega mea de la Uniunea Scriitorilor, pentru că a avut mare bunăvoință să ne primească acolo și să vorbim chiar în Memorialul Durerii despre Memorialul Durerii lui Mihai Eminescu. Dar din motive de pandemie se știe foarte clar și vrând să nu tulburăm absolut nimic liniștea orașului și să mergem mai departe, să respectăm exact cum sunt legile noastre, am renunțat, n-am avut încotro și am renunțat, dar totul s-a desfășurat cu bună cuvință, minunat și eu n-am ce să reproșez autorităților din Maramureș. A fost totul minunat, am înțeles totul și ne-am retras. Va fi reprogramat evenimentul cu cartea despre Eminescu. Vreau să mulțumesc și domnului director Croitoru Vasile și domnului doctor Vasile Bonar pentru participarea efectivă la acest mare eveniment și frumos, care va fi în curând, că bătăliile noastre de inimă sunt în continuare. Vreau să precizez ceva extrem de important. Eminescu nu este interzis în Maramureș. Eminescu este iubit aici în Maramureș. Am primit semnale de peste tot, de la prefectură, de la Consiliul Județean, de la primar, de la oamenii de aici. Eminescu este iubit și respectat și așteptat în Maramureș, pentru că Eminescu este și voievod de Maramureș. Eminescu s-a implicat cu străvechimea lui în istoria culturală a Maramureșului. Eminescu a scris foarte mult despre descendența lui Bogdan, din care se trage Ștefan cel Mare și toată Moldova se trage din Maramureș, de fapt. Atât de măreț e Maramureșul Eminescu. Asta am vrut să precizez, că Eminescu aici e măreț, e voievodul Maramureșului Eminescu. În cadrul acestui eveniment erau prevăzute lansări de carte, dar și dezbateri privind viața și moartea lui Mihai Eminescu. Subiectul este, asta arăt și cartea, subiectul este cartea aceasta, cartea mea, Mihai Eminescu, un Dumnezeu rănit. Am avut norocul ca în 1980 să-l cunosc pe nepotul lui Mihai Eminescu, pe Gheorghe Eminescu, istoricul, fiind chemat într-o dimineață de Vadim Tudor și de Eugen Barbu la revista Săptămâna, în birou. Eu publicând acolo poezii și m-au chemat, când am intrat în biroul lui Eugen Barbu, era un domn în picioare, înalt cu părul alb, Eminescu întreg, numai că era alb, avea 85 de ani, semăna lăit cu domnul Eminescu, cu Mihai Eminescu. Și așa l-am cunoscut pe domnul Gheorghe Eminescu. Am stat 7 ani prieteni, dânsul a murit în 1989, prieten foarte bun. Și după 7 ani zice, domnul Stănchescu, uitați, eu v-am cunoscut acum foarte bine, mi-a spus și domnul Eugen Barbu despre dumneavoastră și Vadim Tudor, eu o să vă dau niște documente despre unchiul meu, ce s-a întâmplat cu unchiul meu, cu viața lui adevărată. Și mi-a dat documentele. Dânsul fiind interzis, fusese deținut politic, mă rog, în perioada respectivă, scrisese o carte extraordinară despre Napoleon Bonaparte, singurul din afara Academiei care a fost premiat de statul francez. Și mi-a dat documentele și mi-a zis, poate aveți norocul să le publica. Și după 40 de ani m-am aplicat asupra cărții și am publicat aceste documente, care sunt absolut cutremurătoare despre viața reală și adevărată lui Mihai Eminescu. Absolut cutremurătoare sunt. Și mi-am făcut datoria față de memoria lui Mihai Eminescu. Aici aș vrea să mai adaug ceva, pentru că toată lumea mă întreabă de ce sunt paralizat, ce s-a întâmplat cu mine, pentru că eu sunt un tip, un om din ăsta care are activitate publică și în Parlament și în țară și în străinătate. Am reușit să trec prin Parlamentul României 6 proiecte, cultural-istorice, nu politice. Este vorba de Avram Iancu, Horia Cloșca și Crișan Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu. Sunt proiecte național-culturale devenite lege ale statului român și decrete prezidențiale. Aici vreau să-i mulțumesc domnului președinte Iohannis că s-a aplicat asupra proiectelor mele și asupra culturii române și toate sunt decrete prezidențiale, le-a semnat domnul președinte. Îi mulțumesc foarte mult că a început o relație cu cultura noastră națională. Așa, și Brâncuș. Eu mă lupt acum pentru repatrierea osemintelor lui Constantin Brâncuș. Am trecut și proiectul Ziua Națională Brâncuș prin Parlamentul României și toate astea au avut efect asupra mea, că e muncă foarte grea să te ocupi de cultura națională, de istoria națională. Dar îmi revin că acum sunt, pot să spun unde sunt. Sunt la clinica domnului doctor Savant Vasile Bondar și din cărucior sunt pe picioare acum. Deci am trecut din cărucior pe picioare. Efectul este extraordinar și vreau să-i mulțumesc și domnului doctor, care trebuie să se știe că este os din osul lui Bogdan. Are descendență voievodală, domnul doctor Vasile Bondar. E un om extraordinar și mă face bine.
Pe lângă lansarea cărții Mihai Eminescu, Un Dumnezeu rănit, poetul și istoricul literar Laurian Stănchescu își propune să prezinte și câteva lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai Eminescu. Aș vrea să vă prezint în continuare niște lucruri esențiale despre Mihai Eminescu, care sunt și în carte. Uitați, aici este certificatul de moarte a lui Mihai Eminescu. Este o mare ofensă adusă culturii noastre, pentru că certificatul acesta nu e semnat de medici, absolut deloc, e semnat de doi muncitori necalificați. Niciun medic n-a avut curajul să semneze certificatul de deces al lui Mihai Eminescu. E un mare atentat și o crimă asupra culturii naționale. E un lucru absolut, e un mare rechizitoriu care trebuie să se facă asupra acestui certificat de moarte al lui Mihai Eminescu. Pentru că e o mare ofensă să nu fie semnat de niciun medic. Este înfiorător. Da. Așa, un alt document despre care trebuie să vorbim este ziua adevărată de naștere a lui Mihai Eminescu. Ziua adevărată de naștere a lui Mihai Eminescu este 20 decembrie 1849. Aici sunt toate datele. De la tatălui, de la Mihai Eminescu, care semnează un document că s-a născut în 20 decembrie 1849, fratele lui și Titu Maiorescu, Negruții, care devine președinte Academiei Române, sunt documente exemplare și mă lupt acum, sunt recunoscute documentele mele de Ministerul Culturii, de Academia Română, colaborez mereu cu Academia Română, unde și public, și Ministerul Culturii. Recunosc aceste date reale despre nașterea lui Mihai Eminescu. Despre asta e vorba în esență, să-i facem dreptate lui Mihai Eminescu, este voievodul culturii și limbii române. Ne-a fundamentat Eminescu, ne-a fundamentat ca stat, ca identitate, ca biserică, pentru că Eminescu spune la un moment dat, Biserica Română este mama națiunii noastre. Iată legătura între cultură și Biserica Română. Și astea trebuie promovate. Trebuie să amintesc pe doamna doctor Mădălina Fărcaș, o mare patriotă și un mare om de litere, care a scris o carte extraordinară despre Mihai Eminescu. N-am avut-o acum la mine, a rămas în mașină, ne-am grăbit foarte tare. Este o carte exemplară despre Mihai Eminescu, pe care o vom prezenta când vom face... Să vedem când vom face aici prezentare. Vom prezenta și cartea doamnei doctor Mădălina Fărcaș, care îi mulțumesc. Îi mulțumesc foarte mult. Și doamna a găsit un titlu extraordinar, Scrisori către Raiului. Scrisoarea Raiului către Mihai Eminescu, pentru că doamna doctor a zis așa. Avem atâția eroi și martiri că n-au loc toți într-un singur rai. Și doamna doctor a scris foarte multe cărți despre raiurile suferinței românești. Și mulțumesc și doamnei doctor Mădălina Fărcaș pentru aceste raiuri aduse spiritualității românești. Conferința Mihai Eminescu, martir al spiritualității, va fi reprogramată în Sighetul Marmației, de îndată ce evenimentul se va putea desfășura în condiții de siguranță.